Bună seara, dragilor! Fac și eu o transmisiune din ferma mea, n-am mai făcut de mult. Am urmărit aseară interviul de pe Antena 3, realizat de Mihai Gâdea cu Nicolae Ciucă la Vila Florica din județul Argeș a Brătienilor. Liderul liberal a recunoscut că de-abia după ce a ajuns șeful Senatului a vizitat moșia de la Florica, iar ulterior a învățat istoria liberalilor. Sinceritatea nu mai e o virtute? Trebuie să ia ore de oratorie și să meargă la cursuri de dans? Aveam să întreb în editorialul de astăzi din newstandard.ro. De când campania electorală e un bal galant? Noi știam că e un bal mascat. Am înțeles că ați închis lacul lebedelor. Băi, corecțiilor, nu e așa? Stigmatizat de ventrilocii cultului nimicului, vorbit sau urit, Ciucă a încercat o justificare. Citez. Eu nu am fost un om care să vorbesc. Nu am, cum se spune, verbul la mine pentru a putea transmite mesaje, să fac în așa fel încât să conving oamenii din vorbe. Am făcut, în schimb, altceva. Am convins prin fapte. Am fost învățat să fac, nu să vorbesc. Am încheiat citatul. Uite așa, răsfoim un pic în memorie. Unul dintre cei mai mari oameni de stat ai lumii, Winston Churchill, cel care n-avea rezultate la BAC, n-a absolvit nicio facultate, a fost de 3 ori numit prim-ministru al Marii Britanii, de 2 ori în cele mai grele momente, era un sâsâit și unul dintre cei mai mari bâlbâiți din istorie. Prezent în fața studenților de la Westminster College în Fulton, Missouri, veți putea căuta și pe internet, pe YouTube, există acel viral. A lansat conceptul de cortina de fier. La început studenții au râs de el că era bâlbâit și greșea cuvintele. Dar ce a rămas în istorie? Conceptul de cortina de fier îmbracă ziduri întregi cu biblioteci. Milioane de cărți s-au scris după conceptul lui Winston Churchill, dar foarte puțină lume își mai aduce aminte că Winston n-are școală, n-a avut facultate și era un biet artilerist de geniu. Adolf Hitler și Valentin Ilich Lenin au fost unii dintre cei mai mari oratori din istoria umanității. Cei doi au comis cele mai mari atrocități, cele mai mari crime din istorie. Buni oratori, poporul a pariat pe ei. Deci, în timpul carierei sale, generalul Ciucă mărturisește că n-a convins oamenii prin vorbe. Așa mi-aduc aminte de un dialog pe care l-am avut cu Goran Bregović și l-am întrebat de ce în celebra piesă Kalashnikov pronunță cuvântul latac în limba română. Pentru a spus că exprimă cel mai bine forma de acțiune. Ce credeți, că atunci când un ofițer dă ordin, mai e timpul de veleități lingvistice, de creme verbale, de atribute, de epitete, de metafore? Glonțul nu e o metaforă. Pe front și în mediul construcțiilor strategice, ideile contează, nu vorbele ticluite. Sigur că în comunicarea modernă au fost lideri învățați să țină discursuri celebre. Țin minte că l-am cunoscut în anii când mă ocupam de campanii electorale pe unul dintre consilierii lui Ronald Reagan. A stat întotdeauna în fața unor monumente, pentru ca statura lui să fie impozantă,
învăța pe de rost discursurile. Iar George W. Bush Jr. a venit la București în 2004 și pentru prima dată în istoria Casei Albe aveau să-mi mărturisească advisorii lui a citit de pe un prompter de pe cristale lichide. Dacă vă aduceți aminte, celebra fază cu CC-ul, cu mâna ridicată către statuia lui Corneliu Coposu, mesajul lui de aderare în favoarea României a fost lung gustat, deși era o atmosferă extrem de ploioasă, întunecoasă, de s-au adus luminile de la Hollywood. Câți dintre voi știu de scena umbrelei lui Traian Băsescu când staffării, când Secret Service-ul american i-a luat umbrela și spunând că în tribună nu poate intra umbrela. Apropo de Corneliu Coposu, azi e nume de stradă pentru mulți dintre voi. Corneliu Coposu nu era un orator desăvârșit, dar avea să spună că dacă ideile legate de viața lui vor fi preluate și de alte generații, înseamnă că ideea legată de viața lui a biruit. Și atunci, apariția sau dispariția mea sunt trecătoare. Din istoria Atenei știm cât de bâlbâit era Demostene, cel mai mare orator al antichității. Asta nu l-a oprit să devină cel mai mare orator, așa cum am spus. Avea să se ducă singur pe malul mării, să facă exerciții oglindindu-se în apa mării cu pietre în gură pentru a vorbi calificat. A făcut exerciții de actorie și a diminuat deficiențele, a rostit cuvintele întregi, nu tăiate la jumătate, și a devenit un mare orator. Ce îl oprește pe Bruce Willis să ridice trofeele cele mari, să intre pe ulița înstelată de la Hollywood, chiar dacă era bâlbâit? Nu pot să închei acest podcast fără a-mi aminti de micuțul Moise. Era un fiu al unei servitoare și la un moment dat l-au prins gardienii cum și-a pus pe cap coroana faraonului. Nu putea exista o impietate mai mare decât asta. Și atunci l-au pus la un test. Într-un bol au pus aur și în celălalt cărbuni, punându-l pe micuț să aleagă. Dacă alegea aurul, bolul cu aur, ar fi fost ucis. Ar fi avut mantra leadership-ului după inițiații faraonului. A ales cărbunele, adică arderea pământeană. Și așa a supraviețuit. A ajuns în cele din urmă să conducă poporul evreu din exil. Când Dumnezeu i-a dat tablele învățăturii, de ce nu l-a trimis la logoped? Fiindcă la început a fost cuvântul, iar cuvântul era la Dumnezeu. În Biblie, vorbele miroase erau ale celor răi. Cei buni erau înzestrați cu puterea de a face. Oricât am căutat în marile cărți ale lumii antice, oratorii n-au condus niciodată cetățile. Mai are rost să ne amintim cum a murit Socrate? Dumnezeu să odihnească pe mari oratori, dar și pe cei care au făcut ceva în istoria umanității. Să avem lumină! Doamne ajută!